Ieri după amiază, un devean a găsit o sumă importantă de bani într-un loc public de pe raza municipiului Deva și a predat-o poliției locale. Cel care a găsit banii este inginer pensionar și tatăl unui polițist local. Păgubitul este rugat să se prezinte la sediul poliției locale Deva, situat pe strada Mihai Viteazu, numărul 12. Peste 100.000 de copii din familii defavorizate vor primi lunar din partea statului câte un tichet în valoare de 50 de lei. Trebuie doar să meargă la grădiniță și să nu absenteze nemotivat. Proiectul de lege care a fost adoptat ieri de Camera Deputaților stabilește că părinții le vor putea cumpăra copiilor produse alimentare de igienă, îmbrăcăminte și rechizite. Ajutorul oferit de stat ar trebui să stimuleze accesul copiilor la educație și să combată absenteismul în rândul populației sărace. Vor putea beneficia de aceste etichete sociale familiile care au copii cu vârste cuprinse între 3 și 6 ani și un venit lunar pe membru de familie care nu depășește dublul venitului minim garantat pentru o persoană. În urma controalelor efectuate în ultima perioadă de către conducerea CNADNR SA la șantierele de pe drumul național DN76 Deva-Oradea, cât și analizei stadiului de execuție, precum și în urma discuțiilor purtate cu antreprenorii, au fost luate măsuri în diverse perioade pentru îmbunătățirea activității pe aceste șantiere. Având în vedere că toate contractele de reabilitare a DN76 Deva-Oradea au termen de finalizare în noiembrie 2016, conducerea CNADNR a intensificat controalele și a verificat în permanență executarea lucrărilor conform contractelor încheiate. În urma acestor controale s-a constatat că singurul tronson cu mari întârzieri a fost Ionești-Vârfurile. Astfel au fost realizate mai multe contracte după ce a fost constatată slaba mobilizare a antreprenorului și neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către acesta. Totodată au fost semnate contracte noi pentru tronsoane aflate în întârziere, astfel încât lucrările să continue.